Noroc, iepuraș de soare. Stați-vă și vă întrebați, dar de ce, Andrei, tu ai așa o față înflată? Ai dormit puțin sau ai dormit prea mult? Sau ai băut prea mult? Nu, prieteni, am plâns de bucurie. Cu salfetcuța alături, cu o gură de apă, deci cum mi s-a făcut foarte sete, am plâns de bucurie că avem un prim-ministru vizionar. Un prim-ministru care vede în viitor, un prim-ministru care cunoaște viitorul, el îi viitorul, el cunoaște asemenea jocuri populare precum Pokémon Go. Se vorbește foarte mult în întreaga lume despre un joc nou care se numește Pokémon Go. El e în stare să descopere ouă stricate, 4 ouă stricate într-o grădiniță din Chișinău. Și drept el nu știe ce să facă după asta cu aceste ouă. Dar asta nu contează, contează că domnul Pavel Filip, prim-ministrul țării, ne-a surprins din nou. De data asta el a venit cu o propunere, dar nu vreau să trădez, vreau doar să vă spun că la finalul acestui video și eu și voi, noi toți vom deveni mai înțelepți, pentru că noi vom fi în stare să contribuim în mod direct la propășirea, la bunăstarea economică a Republicii Moldova. Despre ce fel de metodă e vorba și cum să o punem în practică, ați aflat la final. Rămâneți cu mine! Vă invit acum să urmărim o ședință ordinară a Guvernului Republicii Moldova. În acțiune, domnul prim-ministru Pavel Filip. Este vorba despre băuturi alcoolice. Eu am făcut un experiment absolut simplu. Am deschis, există un site în Republica Moldova, 3d9.md. Vreau să vă spun că am deschis elementar acest site și o să vedeți, eu chiar am tipărit short screen-uri. Domn Pavel Filip, se spune screenshot sau print screen, dacă vreți, da, dar nu short screen-uri. Ei, dar nu-i pe asta, hai mai departe. În Chișinău, la Soroca, la Cahul, la Ieloveni, număr de telefoane, tipul de alcool, cu prețurile care se vinde. Și chiar am rugat pe cineva din colegi, a telefonat și în cantități nelimitate, nu le trebuie mult timp, asta ar însemna că nu pleacă peste hotare după el. I-a și dus, iată astăzi de dimineață, 10 sticle s-au cumpărat. Le vedeți, este fără timpul de acciz. Eu în momentul ăsta am foarte multe întrebări care se nasc în capul meu. Deși 10 sticle, deși ele tot s-au cumpărat, din banii cui ele s-au cumpărat, 10 sticle de Jack Daniels sau și fel de viscare au cumpărat prim-ministru, asta sunt 100 de euro, da? Să zicem că o sticlă costă 10 euro. 100 de euro sunt 2000 de lei. 2000 de lei asta e 5-a parte dintr-un salariu de prim-ministru. De unde vin banii ăștia, domnule Pavel Filip, de la omul pe care l-ați rugat să cumpere acest alcool? De la dumneavoastră personal, din bugetul de stat? Există cumva vreun document de achiziții publice cu privire la această cumpărătură? La urma urmei, dacă vrei să demonstrezi că există piața neagră unde îți vinde și îți cumpăr alcool fără timpul de acciz, nu numai decât să-l cumperi. Uite, de exemplu, discipolii voștri, supușii de la Publica TV, când au făcut investigații despre prostituatele depravate de pe Calea Basarabiei. Și nu o să-ți bineînțeles nici despre depravații care comandă serviciile acestor prostituate. Apoi, că aici de la Publica nu o stați beneficiați de servicii. Ei s-au dus și au filmat camera scunsă, s-au întrebat cât costă. Bun, și obțin noi n-am văzut dacă eu stat sau nu să beneficiez de aceste servicii. Poate și-o beneficiat, dar noi n-am văzut. Revenind așadar, nu este necesar să cumpere acest alcool ca să demonstrez că există cerere și oferte de acest alcool pe piață. Dar nu, Pavel Filip a mers la acest pas curajos, a dispus ca cineva din guvern să cumpere 10 sticle, tocmai 10 sticle de viscari. Dar ce o să se întâmple după cu aceste 10 sticle de viscari? Rămânem deocamdată cu aceste întrebări deschise și continuăm să urmărim ședința guvernului, pentru că perlele aici nu se opresc. Și nu trebuie să ne ascundem după deget. Dumneavoastră nici nu o faceți, domnule Pavel Filip. E foarte evidentă prostia care domnește peste această ședință a guvernului. Fiecare dintre dumneavoastră cred că ați observat acest lucru și când mai mergem pe la restaurant, din ce fel de sticle se toarnă alcool. Fiecare a observat? Eu vă întreb pe voi, pentru că probabil fiecare membru a guvernului a observat din ce își spune Pavel Filip. Deci asta e un fapt cunoscut. Toată lumea cunoaște și fel de alcool și din și fel de sticlă stoarnă în și fel de restaurant din Republica Moldova. Asta e ca o atribuție de serviciu, da? Întrebarea mea este una elementară. Oh, Pavel Filip are o întrebare. Noi avem mult mai multe, domnule Filip, dar că hai că vă lăsăm să vorbiți, suntem respectuoși. Ca să înțelegem cu totul, cu toții, că în Republica Moldova noi nu vom fi în stare să avem dezvoltare economică, noi nu vom face față ca să plătim pensii decente,
salarii decente și să facem investiții în infrastructura socială sau nu numai socială, atâta timp cât nu vom lucra în cadrul legal și atâta timp cât nu, când cu toții nu vor respecta legile în Republica noastră. Wow! Domnule Pavel Filip, e corect, e adevărat ceea ce spuneți și e foarte simplu. Dacă toată lumea respectă legile, toată lumea va avea un trai decent în Republica Moldova. Doar că mi se pare puțin ignorant din partea dumneavoastră să vorbiți așa despre respectarea legilor în Republica Moldova. E că noi, oamenii de rând, așteptăm de vreo 2 ani ca măcar cineva, nu știu, un Ilan Șor, un Dorin Drăguțanu, să meargă după gratii pentru dosarul miliardului. Noi nu suntem judecători, procurori, noi nu știm cine ar trebui să meargă, dar măcar cineva ar trebui să meargă, nu? O dispărut dahrina bani, dacă vă mai aduceți aminte. I don't remember! De unde să plătim, să facem aceste plăți? Dacă noi nu ne putem lupta cu economia tenebră, elementar. Cum nu puteți lupta? Dumneavoastră puteți lupta. Domnule Pavel Filip, tocmai ați demonstrat-o în această dimineață. Ați sporit cererea către un agent economic facând parte din economia tenebră a țării. Ați cumpărat la dânsul 10 sticle de viscare. Salarii implic, vânzări fără aparate de casă, dacă cumva încercăm, avem proteste. Stați puțin, poate deja eu sunt ignorant și neștiutor. A fost vreodată vreo mișcare din partea guvernului prin care guvernul zică, uite, noi hotărâm să nu mai fie salarii în plic, jos. Și după asta se iasă lumea la proteză, zică, noi de potrivă vrem salarii în plic, sus. Nu ne amintesc așa ceva. Taximetriștii care pățeau banii și îi pun în buzunari și am văzut ce se întâmplă acolo. Agenții de turism care trec în evidența contabilă doar costul biletului de avion. Dar în rest costul pachetului turistic merge pe negru și tot așa mai departe. Băi, și tiradă faină o tras prin ministrul țării, nu? Cu enumerarea tuturor laturilor sau cel puțin a laturilor importante a economiei tenebre a țării. Maladieț, dar deși el a uitat despre cum, de exemplu, se finanțează partidele politice în Republica Moldova. Cum, de exemplu, angajații structurilor de stat care sunt sub controlul Partidului Democrat erau impuși să semneze pentru votul uninominal sau erau impuși să semneze că donează fix, pagalovna, fiecare, tăți, cât 5.000 de lei pentru campania electorală din 2014. De ce despre asta nu se vorbește? De ce am hotărât să avem această discuție aici, în debutul ședinței? Pentru că suntem cu toți aici. Vama, Procuratura, CNA-ul, SIS-ul, Ministerul de Interne, cine trebuie să intervină pentru a face regulă în acest sens? El nu cunoaște și nici ce atribuții are. Ba da, el cunoaște, el știe că membrii guvernului trebuie să cunoască din și fel de sticlă și în și fel de pahar și în și fel de restaurant, stoarnă și fel de băutură. Asta e o atribuție importantă, dar cine e responsabil de lupta cu economia tenebră? El nu pare să știe. Sau asta era o întrebare retorică? Sau asta e apel la o investigație? Sau asta e discuție între pațanași și asta? Dacă nu știți a deschide cumva calculatoarele, veniți la mine. Genial! Dacă nu știți deschizi calculatoarele, vii la prim-ministrul țării. El a să-ți explici cum. Și în plus, ca bonus, a sprânești 10 sticle de viscă. O să vă dau numerele de telefon, o să vă arăt site-urile, pentru că în Republica Moldova oamenii s-au deprins că se poate lucra în afara legii și nimeni nu va fi pedepsit. Nu poate merge așa mai departe, pur și simplu. Gata, nu mai poate merge așa mai departe. Toți oamenii ăștia care s-au deprins că se poate lucra în afara legii. Vlad Plahotniuc, Vladimir Voronin, Igor Dodon și sute de alți oameni, politicieni, primari, funcționari publici, toți oamenii ăștia... Stai puțin. Dar precis Pavel Filip lor li s-a adresat? Nu, mă tin că el vorbea de niște bișnițari care vând alcool pe 3 de veci. Da. Eu am înțeles. Trebuie de citit printre rânduri, eu am înțeles, și aici Pavel Filip nu a reușit să spună, dar noi suntem datori să pricepem, e că lupta cu economia tenebră începe de la fiecare din noi. Și noi nu putem lupta cu structuri de stat, de asta el s-a întrebat, cine trebuie să facă? MAI, SIS, cine trebuie să ocupe? Noi, fiecare din noi trebuie să o facă, fiecare din noi, în măsura posibilităților, trebuie să lupte cu economia tenebră. Și zânzălin, zânzălin, sună repejor la oamenii de pe 3 de veci și comandă cât mai multe sticle. Tete sticle, până la gât meciuleacă, comandăm tete sticle și în așa fel, bișnițarii de pe 3 din nou, n-as mai aibă sticle cu alcool, fără timbru de acciz. Și în așa fel, noi spunem capăt economiei tenebre, BHH, bădădui! Prieteni, trimiteți poză mai jos în comentarii și povestiți cum la voi se desfășoară lupta cu economia tenebră. La mine e deja o început, într-un ceas bun!
totul e bine și frumos, dar totuși un gând mă neliniștește. Dacă într-o bună zi Pavel Filip o să vrea să demonstreze că în Republica Moldova se vând și se cumpără arme pe Piața Neagră, el ce-a să fac atunci? A să duc în ședință la guvern vreo 20 de RPG-uri, vreun pulimiot, vreun sac cu patroane pe masă? N-avem cum să știm. N-avem cum să știm.